Mai multe ministere vor fi pichetate în perioada 9-13 mai. Anunțul a fost făcut de Federația Sanitas, care atrage atenția guvernului că situația din domeniul sanitar trebuie reglementată, iar lipsa de răspuns va fi amendată cu grevă generală. Printre revendicările federației se numără eliminarea inechităților salariale pentru toți angajații din sistemul sanitar și de asistență socială, creșterea salariilor cu 25% și anul acesta, acordarea sporurilor medicilor și pentru perioada orelor de gardă, deblocarea și finanțarea posturilor de specialitate, reglementarea funcționării rețelei din medicina școlară și alocarea unui procent de 6% din PIB pentru sănătate. Sindicaliștii au anunțat că vor picheta ministerele Sănătății, Muncii, Familiei și Ministerul Finanțelor Publice.